Numai puțin de 3 polițiști de la secția din Chitila s-au ales cu dosar penal, alți 5 însă cu dosar de cercetare disciplinară. Bun, da, bună ziua, Maria, bună ziua, doamnelor și domnilor. Este vorba despre, cum ai spus și tu, șeful poliției, adjunctul său și ofițerul care a fost efectiv cel care a dat drumul bărbatului înapoi acasă. Aceștia 3 au dosar penal, însă există și o cercetare disciplinară de amploare, spun cei de la IGPR, pentru aceiași 2 șefi implicați în anchetă și alți 5 lucrători de la postul de poliție din Chitila, pentru că se înțelege faptul că era o situație cunoscută cea a acestui agresor și încălcarea de mai multe ori a lui a ordinului de restricție, pentru că ar fi fost vorba chiar de o vizită a bărbatului la poliție în timpul ordinului de restricție. Mai exact, mărturisea mama femeii omorâte faptul că de 4 sau 5 ori încălcase bărbatul acest ordin de restricție. La un moment dat a fost chiar încătușat la solicitarea soției, la solicitarea fostei soții, dus la secție și mai apoi lăsat să plece. Acesta este motivul, iată, și pentru care există acest dosar penal, dar și acea cercetare disciplinară, pentru că cu mai multă prudență, putem spune, din partea autorităților, care până la urma urmei trebuie să ne protejeze, ar fi putut fi prevenită această crimă. Femeia făcuse de mai multe ori avertizări în sensul pericolului pe care îl trăiește, ba mai mult se văita mama acesteia că femeia tânără ar fi cerut chiar și de la primărie sprijin eventual sub o anumită formă, eventual schimbarea locuinței, pentru că femeia se simțea amenințată, știa că bărbatul poate veni în orice moment la adresa ei pe care o cunoștea și își prevedea practic, iată, din păcate, moartea, pentru că aici s-a ajuns după acele 4 sau 5 încălcări ale ordinului de restricție. Ordin de restricție pe care l-a obținut femeia în urmă cu aproximativ 2 luni, însă în zadar. Avea 32 de ani această tânără, 34 de ani agresorul ei și cel mai trist este că în camera alăturată crimei se aflau copiii lor, fetița de 3 ani și băiețelul de 5 anișori. Ne amintim că tragedia s-a petrecut vineri dimineață în jurul orei 6. Andrei, mulțumesc foarte mult pentru aceste